Situație tensionată și în Statele Unite, unde multe universități de top permit organizarea unor proteste de amploare anti-izraeliene. Asta deși unele dintre ele instigă la ură și la revoltă. Ba, într-una dintre universități a scandat chiar că Israelul este mai rău decât Germania nazistă. În plus, mulți studenți radicalizați rup afișele cu ostatici luați de gruparea teroristă Hamas. If Hamas is worse than ISIS, then Israel is worse than Nazi Germany. Are not innocent civilians. These kids aren't innocent civilians. That's a 12-year-old. They're kidnapped civilians. They're not innocent civilians if they're profiting from the genocide. You just ripped off the kid. I thought you said the kids are innocent.